O casă a luat foc în această dimineață în comuna Runcu din cauza coșului de fumă. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru lichidarea incendiului. Din fericire, nu au fost persoane rănite. Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu izbucnit la o casă de locuit în comuna Runcu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta la acoperișul construcției. S-a intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite, cauza probabilă fiind un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile. Din fericire, nu au fost victime. Surse spun că de vină ar fi fost mai multe materiale combustibile așezate prea aproape de coșul de fum.